Uț. Bună Victor, ți-ai ziua, deschis dragii la mei! tastatura. Poftim? A, mi-a căzut camera, doamna. Am crezut că vrei să ne arăți ceva, dacă nu m-am uitat în tastatura ta, zic ce-o fi vrând Victor să ne arate. Nu, doamna, mi-a căzut camera. Gata. Așa. Ia să vedem. Doamna, Duța, puteți să ne puneți pe mute dacă doriți și... Ok, mersi mult. Bună ziua, dragii mei! A început lecția interactivă de limba engleză pentru clasele 5-6 cu titlul de astăzi Homes and Habits, pregătire pentru Cambridge PET. Bine ați venit la Academia noastră online. Vă rugăm să distribuiți lecția ca să ajungă la cât mai mulți copii. Da? Și acum cred că ar trebui să-i dăm bătaie. Ok. Because you are a little bit... older than the other children, I will try to speak as much as possible in English, okay? And if there are any problems, you can always tell me, okay? If you don't understand anything from what I'm saying. what you are seeing here is an exercise. Okay, we are looking at exercise 4, first of all, which is this one here, okay, on the left of the page. And... first of all, in order to express habits, we know that we need some, let's say, time expressions. Nu? Deci ca să exprimăm obiceiurile noastre, avem nevoie să spunem cât de des se întâmplă acele lucruri, nu? Hai să nu desenăm, vă rog, pe tablă. ok. Și ca să exprimăm cât de des se întâmplă anumite lucruri, avem nevoie să exprimăm corect treaba asta, nu? So exercise 4 helps us with some time expressions, okay? And we have to choose between the right preposition there. For example, the first sentence, yeah? The weather is cold in or at night. And it's at night. I hope as we all know already, yeah, by now. Hai să vedem, uite, Sara, can you please help me with sentence number 2? Să alegem noi varianta corectă. Nu uita, te rog, înainte să te tai de pe mut. Ok. School start at 8 o'clock on the morning. Do we say on the morning? Hmm? Do we agree, class? What do you think? No. Hmm? No. 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 Then how do we say it correctly? Morning. In the morning, okay? In the morning. School starts at 8. Hai să și subliniez eu. In the morning. Poate reușesc să încercuiesc. Ia să văd. Ok. Great. Now, hai să vedem. Sentence number 3, Alina. Can I? Yes. First of all, Alina. And then... Hmm? Alina, can you hear us? Alina Druța, am aici, Alina Druța. Yes. We got there at Friday evening. At or on Friday evening? Hmm? On. On Friday evening. Okay. On Friday. Don't forget that. On Monday, on Tuesday, blah, 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 yeah? Okay, thank you very much. Uite, am aici o mânuță. Ah, Ilinca. Hello, Ilinca. Yes, hello. Hi. I'll see you at 4 o'clock. Yes, great. Okay, thank you. And the next one, Victor Popa? His birthday is in July. In July, of course. We use in with months, no? Spunem în iulie. Okay. Perfect. So that means that we are better than those kids here. Pentru că ceea ce nu v-am mai spus este că aceste propoziții au fost luate din foste examene ale copiilor care au dat PET, examenul PET, nu? Și au făcut aceste greșeli. Și uite că noi nu le facem. Ok, perfect. Hai să vedem, o să șterg acum asta de pe tablă și o să ne ducem puțin mai sus. Nu, cred că tot aici. Aici suntem bine, de fapt. Suntem la exercițiu 2, on the right, yeah? So this exercise here. Ok, and what we have to do here is we have to place the word that we have between brackets in the correct position in the sentence, because as we know, when we express this time, when we use these time expressions, we need to put it in a certain position. Okay? Hai să vedem, și prima e deja făcută pentru noi. Uite, am o Ilinca, dar o altă Ilinca, Ilinca Iordan.
Check my email. Hai să citim și exemplu, te rog, mai întâi, ca să vedem ce trebuie să facem. I listen to music on the radio. I occasionally listen to music on the radio. Ok, perfect. Hai să vedem. Deci, occasionally îl punem acolo, între I și listen, deci între subiect și verb. Hai să vedem ce facem cu următoarea, te rog, Ilinca. I check my email every 2 hours. Exactly. I check my email every 2 hours. Deci ăsta e, îl punem în continuare, exact așa cum apare acolo. Ok, perfect. Hai să vedem mai departe. Uite, Sandu, Daria? I'm never late for school. Very good. Ia uite ce bine știe Daria, da. Deci I'm never late for school. Așa o să-l punem corect. Ok, thank you very much. Pe cine mai am eu aici? Ioana Chirițescu, please. I arrive later to sometimes. Așa, și unde îl punem pe sometimes? I sometimes. Yes. Very good. I sometimes write. Ta-ta-ta. Wow, dar ce știți? Nici nu mă așteptam. Super. Hai să vedem. Am aici, scrie iPhone Robert, dar nu cred că e iPhone Robert. E o fetiță. Hai să vedem, probabil tati. Hello. Eu sunt. Poți să-mi spui și cum te cheamă, te rog? Mă cheamă Cosmina și Cosmina. Clasa 5. Clasa 5-a Cosmina, ok. So, sentence number 5, please. Yes. I don't have lunch at home. Always. She, I don't always have lunch at home. That is great. I don't always, sorry, have lunch at home. Correct. Thank you very much. Maria Zosin? Să nu uiți să te dai de pe mut, te rog, că altfel nu aud. Ia? Yeah? Ok. I'm sleepy in the morning. I'm sleepy in the morning almost every day. Ok, yes, exactly. I'm sleepy in the morning almost every day. Pe asta lăsăm acolo unde este. Perfect. Ștefan, can you help us? Ștefan se mișcă de colo-colo și nu știu dacă are conexiune oare. Ștefan, can you hear us? Nu-l aud bine. Bun. Hai să vedem. Andrei? Da. Ok, please. Sentence number, what is that? 7. I go out on Monday night și dintre care de sfârșite hardly ever. Mhm. Dar ce înseamnă hardly ever asta? What does it mean, guys? Mereu? Aproape mereu. Nu aproape, scuze, invers. Hardly ever e opusul. Niciodată. E aproape niciodată. Exact. Da? Aproape deloc. Asta înseamnă. Și unde îl punem corect? Hm? Andrei? I go hardly ever out on Monday night. Separăm astea? Nu cred. Cred că ai separat, practic, verbul de elementul lui. Deci, între subiect și predicat e perfect. Între subiect și verb, nu? I hardly ever go out on Monday nights. Ok, please, Sara. I stay in bed late. I stay in bed late almost weekends. Most weekends. Deci majoritatea weekendurilor, nu? Do you all do that in reality? Do you do that? Do you stay in bed late during weekends? Yeah. Da. Yes. Linka says no. 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 But the rest of you, yes. Most of you, huh? Okay, great. That's what you should do. Hai să vedem, acum știm cum sunt, două secunde, că trebuia să nu mut eu astea. Așa. Acum știm răspunsurile altcuiva, practic, la aceste activități. Hai să vedem că astăzi discutăm despre habits, nu? Obiceiuri. Cât de des facem noi aceste... avem noi aceste obiceiuri, nu? Hai să vedem. For example, I'm gonna ask Riana
Can you please tell me how often do you listen to music? Not on the radio, just to music. Riana, am nevoie să te dai de pe mut mai întâi. I sometimes listen. You sometimes listen to music. Okay. Let me see. Rareș? Nu știu dacă ne aude Rareș. Rareș ne aude. I usually listen to music. Okay. And how often do you... How often are you late for school, Rareș? When there is school, of course. I never late to school. You are never late for school? Oh my god. Okay, great. Congrats. Thank you. Okay, let me see. Avem aici Cătălin's iPad, but I assume it's not you. Să te dai de pe mult. Așa. Sunt Elena. Elena. Hi, Elena. Hai să vedem, Elena, how often do you write messages, not letters, to your friends? Every day? Every day. Every day, huh? I can imagine. Okay. Andrada? Let's see, Andrada. How often do you have lunch at home? Să te și aud. Hello? Andrada? Poți să dai de pe mut acolo? Te descurci? Nu cred că te descurci. Hai să vedem până... ai reușit? Da, dar nu am zis exact ce trebuie să fac. Ok. I was just asking you. Te întrebam cât de des, how often do you have lunch at home? Deci cât de des mănânci prânzul acasă? Acasă, gen la mine acasă. At home, exactly. Păi, mereu. Always, wow, ok, always, da, great. Ok. Ale Rândașu, am aici scris. How often do you feel sleepy in the morning? Adică? Cât de des te simți dimineața că ești somnoros? Somnoroasă în cazul tău, Always. 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 Oh my god, you are so sleepy. You're sleepy kids? Okay. Yeah. You have to get used to, you will, you not have to, but you will get used to adult life and then probably... This is not true, kids. I'm also sleepy every morning. Okay. Hai să vedem pe cine am aici. Andrei Hurdubaia. Uneori vă spun numele de familie pentru că avem mai mulți, da, Andrei sau... Andrei, ok. How often do you stay in bed late? Never. You never? You get out of bed early? You are our hero, Andrei. You're a trei. Așa. Mai ține minte oare a menționat dar a trecută cum se zice când ne trezim de vreme? Am eu expresie în engleză. I am an... Eu cu un animal. Cu bird, cumva? Nicio idee? Oare ce-o fi cu bird? Cum ziceam? Morning bird? Cum? Morning, nu chiar morning. Aproape. Early. I'm an early bird. Hai să și scriem aici să avem propoziția și după aia, imediat. I am an early bird. Înseamnă că vă treziți de vreme. Și opusul ăsteia, are cineva idee? Când stai treaz până târziu, noaptea. Ce pasăre e de noapte, cunoaștem noi? Late bird, owl. Nu chiar. Așa, owl, ok. Aia, I am a night owl. Yes. În cazul în care stați până târziu. Who here is a night owl? Me. You? Robert, aha, Robert, tu, Alina. Până la trei, doamne. Până la trei? Uite, Denisa, oh my god. Denisa, I mean, not Ioana, is an early bird, right, Ioana? So and so, okay, Alexandra. Wow, okay. Almost everybody. Okay, thank you for sharing that with us. Okay, hai să vedem acum, cred că o să facem noi ceva mai, yes. Hopefully not very
difficult for you because you are very smart kids, yeah? So we have a text here, okay, as you can see. And... Nu se văd primele propoziții. Cum? Nu se văd primele propoziții. Da, imediat mut eu. Da. Da, de fapt, începe de aici. Da? Da. On the left. Yeah, so on the left you can see everything, I hope. So what we have to do here is, of course, we have to read the text, but while reading the text, yeah, because we are smart kids, so we can do two things at a time. So while reading the text, we have to add these words, okay, in the text. Of course, the correct one. We have, I don't know, 5, 6, 8, I think, or something words here, and we have to add them. Where they fit. Nu? Deci trebuie să punem cuvintele unde se potrivesc, bineînțeles. Hai să vedem. And I think the text is about a family. Yes, about the habits of a family. Okay? So, the habits of a family. But it's not a regular family, let's say. I think it's a family that lives in a windmill. Știm ce e asta? Windmill? La mare vară. Exact. Bravo. Exact. Is this moara family vinca. From the Netherlands? Possibly. Probably. Ok, hai să vedem. Nu, uite, English village. English village. Ia să vedem unde locuiesc ei. Ok. Pe cine rugăm noi? Hai să rugăm pe... Can I? Imediat, două secunde, pe Raisa. Hai să o auzi și pe Raisa. Teenager Charlie Larcom lives in an amazing home, a wooden windmill. His parents built the windmill in the pretty English village of Raisbury, basing their design on a 400 years old mill in the same area. Very good, okay. Nu? Care ground floor este la noi în română? Parter. Parterul, okay. Exactly. Și, ok, și apoi continuăm cu... te rog mult, Ilinca, mai citește până la bathroom, please. Ah, okay. Upstairs, the first and second floors have bedrooms, a tiny office and a bathroom. Okay. Ok, thank you. Hai să vedem acum pe cine lăsăm. Mulțumesc mult, Ilinca. Yes, Alexandra, Edith, yes? The Larcombes is the third floor for storing things, and the fourth at the top of the mill is the part of that looks. Hai să vedem. That looks like okay. That looks like a boat and holds the sails. Okay, very good. Looks like a boat and holds the sails. Perfect. Cred că până acum am înțeles. Deci wow, these people actually live in a windmill that was built by the parents. Wow. Okay. Robert, yes, please. Stai că trebuie să dau cred. Ba, nu, e bine. Living in a windmill brings I can see the yes sorry electricity nu cred. Păi, hai să citim mai departe. Brings a changes to normal life. Brings a because I never got yes electricity. Yes, of course. Care ar putea fi? Brings a changes. Job. No, uite, Victor vrea să ne ajute. Victor, ajută-l, de rog, pe Robert. A few changes. A few changes, deci câteva schimbări, nu? Ok. To normal life. The family found the shape of their new home a little strange at first. Ok, thank you. Hai să lăsăm și pe Denisa, vă rog. And the rooms are round, so there are no... Hai să vedem. So if the rooms are round, that means there are no...
guys. Job? There are no job. Corners. Corners, ne zice Daria. There are no cor- if the rooms are round, there are no corners. Corner care înseamnă, Daria? Corners. Exact. Exact. Corners. Și atunci? Ok. Și putem continua, Denisa? There are no corners. Denisa? Excuse me. Yeah. And the ceiling seem quite smell compared to the floors. Ok, so the ceilings, care înseamnă ce? Tavan. Tavan, da? Thank you. Ok, ceiling, tavan. Great, thank you. Hai să vedem cine ne ajută pe mai departe. Hai să văd. Nimeni? Nici o mânuță sus? Îl rugăm pe Rareș. Stai un pic mai sus, vă rog. Așa. Așa. It has a central heating and it's very cozy, but fire is a danger. Pam, pam, pam. It is made of wood. Hai să vedem. Is a danger job. Nu putem așa, dacă aveam danger job, ne trebuia dangerous, nu? Periculoasă, nu pericol. Cred că ne trebuie un fel de conector, un fel de pentru că. Care de acolo înseamnă pentru că? Te văd, Victor, stai două secunde, hai să vedem dacă reușește Rareș, dacă nu ne ajuți tu. Us? As, ok, very good, yes. So, a danger as... It is made of wood. Adică aici traducem as cu because of. It is made of wood. Because it is made of wood. Oh, ok. Thank you very much. Hai să vedem mai departe. Parcă Cosmina zicea că o cheamă. Dacă mi-amintesc eu bine, Cosmina, să nu uiți să te dai de pe mut. Da, eu sunt. Oh, ok. There is a water. Acolo suntem. Uite, uite aici suntem. Sub 7. Ah, thank you. There is a water system in each ceiling. Okay. Ceiling, so I there is a fire. The loft inside can flood every level. Și avem aici cuvintele. Seconds. Can flood every level. In seconds. In seconds, correct. In seconds. Dar hai să vedem ce înseamnă. Deci, în primul rând, ce înseamnă central heating? Încălzire centrală. Ok, exact, centrală. Încălzire centrală. Și ce înseamnă water system? Sistemul de apă. Ok, exact. Ce înseamnă flood? Can flood? A inunda. Inunde? Yes. So the people inside, ok, can flood every level in seconds. Ok, deci în câteva secunde. Why is it so important that they are able to put out a fire, deci să stingă un incendiu, in seconds. Why? I mean, of course, we should always try to put out a fire as soon as possible, but why is it specifically important in their case? What is the house made of? Let's not forget that. Wood, so that is why it's crucial. Yeah, deci e foarte important that they put out the fire in a few seconds. Ok. Și dacă poți să termin, te rog, paragraful? Also, the balcony around the outside of the mill provides an escape route from the
upper floors. Floor. Oh, ok, from the upper floors. Ok, deci au și balconul, nu, care funcționează ca o rută de scăpare. Thank you very much. Let's see who should continue. Can I? Yes, please. Okay. The Larcoms use local materials to build a windmill, including pieces from old cottages and farms buildings in the nearby area. The one last corners or No. Keep reading afterwards. The one last is to complete. Is to complete the 8-meter long sails. The one last. Jump. Yes, exactly. The one last. The one jump. Last jump. Correct. Is to complete the 8-meter long sails. Okay. Ce sunt sails? În cazul ăsta. Bărci sau? E o parte a bărcii și anume care se folosește pânzele, da? Vele. Vele. Ah. Ok. So the one last job. Ok. And the last one, let me see, am văzut aici un cineva care, un Andrei Corcaci? Dacă poți să te dai și de pe mut, să te auzim, te rog. Ok. Suntem acolo. They hope to use. Andrei? Can I? Hai să vedem. Hai să rugăm pe Maria. Oh. Maria? Teacher? Yes. Can I? Asta, uite, Maria, cred că o auzim ea. Maria, să vedem. Maria, ne spui ceva? Ok. They hope to use wind energy to create all the electricity. Yeah, the last word, guys. Electricity. All the It's the last word. Electricity? Yes, all the electricity. The mill needs and purpose also enough for 10 other houses in the village. Perhaps, yes. Okay, so they hope to use the wind energy to create electricity. What do you think of this idea? Is it a good idea? Yes. Yes. Why? Yes. What does wind energy have compared to other types of providing energy. Deci comparativ cu alte tipuri de energie, it is very eco-friendly, right? It's eco-friendly, yes, because we don't harm anything. E nelimitată. And also very good, it's unlimited. Okay? Very good. Okay. Imediat dau eu puțin mai jos ca să vedem cât de bine ne descurcăm acum cu completatul unui text. Două secunde. Care e despre ceva foarte interesant. Și anume, living in a cave. What does a cave mean? Peșteră. Peșteră. Hai să vedem. Hai să vedem ce au ei de spus. Până acum, we saw a family that lives in a windmill, which is also very interesting, a wooden windmill, da? And now we're gonna discuss a little bit about living in a cave. Ok. Și tot așa avem cuvintele mai jos. O să dau eu mai jos ca să putem vedea, da? Că altfel n-avem cum să facem. E pe pagină separat. Hai să vedem cine începe pentru noi. Ilinca, te văd, dar hai să mai lăsăm și pe altcineva să rugăm pe... Andrei, eu te văd, dar nu te aud. Andrei, ia. Ia spune ceva să vedem dacă te auzim. Hai. Just a second, că Andrei, uite, încearcă. Andrei, da, te rog. Eu? Da. We often believe that living in a cave is
is, wait a moment. So you have to look at C. Something. Okay. From the distant past, the days of cavemen and cavewomen, but nowadays of people. You have to look here. Yeah. Oh, come on. This one is easy. Can we say a little of people? A many of people? Not really. A lot of people. A lot of people. Okay. Are buying cave homes. Okay. Thank you very much. What does, Andrei, what does caveman mean? Omul peșterii, exact. Da, omul care trăiește într-o peșteră. Exact, ok. Omul cavernelor, omul peșterilor. Bun. Cosmina, yes, please. The climate is... The climate, yes. Kind. Changing. Changing and temperatures around the world are... Let's look at two from this one. Lifting? Not lifting, no. They are? Resting? Rising. Rising. Okay. But inside a cave remains cool even. A cave, it remains cool even. When about summer. Can we say even about summer? Who can help her? In summer? Even in summer. Very good. Even in summer. Okay. Very good. Pe cine rog eu mai departe? Uite, Ioana. Ioana Chirițescu? Da, două secunde. Și n-am menționat două secunde înainte să te apuci, Ioana. La doi aici am zis rising. Care din el este? Adică au sau deu? Au. Rising, da? Că ăla e raising. To raise. A crește, dar a crește, for example, you raise children. Or you raise a puppy. Yeah? Ok, very good. Am zis, cine am zis? Ioana, nu? Ascult. But inside a cave... Am făcut-o pe aia, da? It remains cool even in summer. Suntem la I. I am sitting in a cave home in Cappadocia, yes. One of the hottest parts of Turkey. Three. Hai să vedem ce e. Ce punem cu three. Ne și ajută dacă vedeți întrebările de redesubt. Which preposition usually goes with exact times? Cum zicem la ora 3? By, no. Not by. At 3. Ok. Teacher. Două secunde să termine propoziția. At 3. At 3 o'clock on the July afternoon. July. Ok, afternoon, yes. Am aici scris Cătălin Zaiper. Nu mai ții minte numele tău. Sunt Elena. Așa, Elena, please. Suntem acolo. Outside. Outside, it reach 35 degrees almost. Pa-pa-pam day. Hai să vedem. Almost. Every day. Ok. But in? But in here, it is only 18. Așa. It never? It never falls much below that even during
the coldest months. Okay, so basically what have we learned so far? That some people in this place of Turkey, they buy cave homes because inside it's very cool, right? It's very cool, especially during summer when it's very, very hot outside. Okay, thank you very much. Iliana? Modern cave homes like this often have a phone, satellite TV, and an internet. An internet connection. Okay, very good. Thank you. Thank you. Raisa? The bedrooms are very quiet, dark and cool because I love sleeping in them. Okay, hai să vedem ce este înainte de the bedrooms. It means because, ne zice acolo. Since, nu? De vreme ce, na, the bedrooms are așa, people love sleeping in them. Very nice. Hai să vedem Ilinca, Ilinca Lungeanu. Yes. I'm sitting in a cave. I forgot where we are. They say it's easy. We are under 7. Oh, yes. The bedrooms are very quiet, dark and cool. We did that, Ilinca. Next one. And they say it's easy to make more more for yourself. Let's see, more. More space. Let's see. More space for yourself. You just dig a bigger room. Yes. Yes, exactly. More space for yourself. You just dig. Ce înseamnă dig? Saps? Yes, a săpat. Because obviously cave homes are underground. Yeah. Yes. That's why they are caves, and that's why they are very cool during summer. Thank you very much, Ilinca. You're welcome. Okay. What do you think of this idea? So, would you like to live in a cave home if the country where you lived in were very, very hot? Let's say we lived in Turkey. I don't know. In what? Turkey, maybe. Okay, exactly. Let's say we lived in Turkey and it was very, very hot, like 40 degrees outside during summer, yeah? Would you consider, would you like to live in a cave home? Yes. Okay. Yeah, why not? Why not? Okay, I like... You are very open to changes. Great, okay. Bun. Și acum hai să ne uităm puțin pe exercițiul următor. Cred că mai avem timp de el, da? Where we have to choose, pay attention, this is a little bit of grammar, maybe you're not gonna like it that much, but we also need this for the exam, right? For the PAT. So we have to choose between present simple, so I write, for example, I do, and present continuous, I am doing, I am writing, okay? I hope we know pretty much when we use one, when we use the other. Yes, Andrei Corcaci? Dacă te dai și de pe mut și da. Nu știu, încercăm. Andrei, degeaba, că tot nu te auzim, din păcate. Nu, pe tine da, pe Andrei Corcaci nu-l aud deloc. Pe tine te aud. Hai să vedem. What do we use present? When do you use present simple? What do we express with the present simple? When do we say I write letters? I write messages. When? Hmm? Anybody? Victor, yes, please. Okay. We say in general. Okay. Okay, great. In general. General truth. Okay, general truths. Very good. And when we want to express, what is this? I write messages every 2 hours. This is a... Okay. Timetables.
Okay, very good. A timetable, a habit. It's a habit. Okay? Să nu uităm, tema de astăzi a fost homes and habits. Am discutat despre tipuri de homes. Yeah, the windmill and the cave home and habits. So, this is a habit. Very good. Habits and general truths. Thank you. And let's see, somebody else. When do we say I am writing a message? When do we say this? When do you use the continuous? Hai să vedem și altcineva. Right now. Right now. Okay, very good. So when something happens right now or today. Today. Okay, so when it's a temporary action. Very good. Pentru că chiar dacă scrie mesaje în fiecare zi, chiar în fiecare moment al fiecarei zile, cred că nu scriem. Ok? So, very good. Așa, și acum dacă ne-am reamintit puțin când îl folosim pe fiecare, să vedem dacă putem să facem exercițiul ăsta împreună. Sper că reușim. Ok. Hai să vedem pe cine să rog eu. Ale? Ale Rândașu? Da. Oh, ok. So, can you please read the first sentence for us? Prima care e deja scrisă. Yes, yes. So we have an email here. Hi, David. Hi, David. I am writing to you from our holiday home right next to the sea. Okay. And let's see. I. Verbul avem acolo. Sit. Verbul e sit. Și cum punem? I sit sau I am sitting? I am sitting. Very good, because it is happening when he is writing this email. Very good. Okay. I am sitting. Pa, pa, pa. Pe cine să mai rugăm? Noi am aici Maria Zosin. Să te și aud. Nu, ești pe mut. My cozy bedroom, which be... Și cum îl conjugăm pe ăsta? The cozy bedroom? I am. I am e bun, dar aici subiectul nostru este the bedroom. The bedroom? Is, așa, is. At the back of the building. Ok, building. Ok, thank you very much. Riana? Me, please. And I? At the bag of really. And I am looking out across the wave to a little island. Island, yes. Very good, okay. What does waves mean? Waves. Valor. Yes. Valor. And what's an island? Insula. Yes. Insula. Oh, okay. Cine a zis mai înainte că voia să răspundă? Me. Yes, please. Please. I love this view, and in the evening, I sometimes stay. Very good. Continue. Yeah. Need to watch the sun go down. Okay, so I love this view, and in the evening, I sometimes stay. Wow, dar voi chiar vă pricepeți. Super. Okay, thank you, Daria. Robert. Ești pe mut, Robert. Every day I am going for a walk along the top of the cliffs. Every day I am going. Ia să vedem, îl pun aici. Și ia să vedem, o fi bine? Every day I go. Așa, bravo, exact. Pentru că avem every day, nu? Bravo, no. So it's a habit. Ok, great, thank you. Andrei Urdubaia și după aia Alexandra, ok? It's late June now, so the weather... Getting. Ăla e, dar... Get. E ceva care se întâmplă acum, temporar, nu? Is getting, corect, hotter. Devine din ce în ce mai, zicem noi. Ok. Hai să vedem, Alexandra am zis. But I
but I always leave in the house early in the morning while that cool wind from out at sea. Ok, două secunde. Deci tu ai zis I always leaving. O fi ok. Ia, îl pun aici și vedem cum arată. Hmm? I always leaving the house. No. Nu e bine. Ce nu e bine? Leave. I always leave, nu? Pentru că avem acel always care ne arată iarăși. Mereu. Exact. So it's a habit. It's a habit. I always leave the house, ok? Și la final, while that cool wind, în timp ce vântul, while that cold wind from out the sea is blowing. Okay, is blowing, yes, because they are happening at the same time. Okay, very good. Și hai să vedem, yes, Sara? I have a really good time here, and cred că, două secunde, cred că pentru că e ceva temporar, having, ok, I am having, pentru că el zice aici că este în holiday, nu? Deci e ceva temporar, I'm having a good time here. Și uite, hai să vedem cine încheie, cine încheie, cine încheie, Ilinca? Lungeanu? Yes. I have a good time there and I'm having, am zis. Așa. I'm having a really good time here and I'm not thinking I want to go home. Are you sure? I'm... Ce fel de verb este Ilinca? To think. And I don't think. Okay, I don't think. Pentru că e un verb de... gândire, nu? Nu e de activitate. I don't think I want to go home. Ok, nu-l punem la continuu, da? I don't think I want to go home. Very good. Wow, ultimele două le-am făcut cu roz, nu știu de ce. Ok, great. Hai să vedem și care va fi tema. Deja o să prezentăm tema. Yes, teacher? Please. For today we had homework. Did you? With the superlatives. Yes, and did you send it to me, Linka? Okay, to send it? Yes, if you want me to look over it, yes, because here we don't have time to discuss homework, yeah? Okay. Deci aici mereu facem altceva. Dacă vrei să mă uit pe ea, o trimiți pe mail, da? Okay. Perfect, ok. Și uite, și tema pentru data viitoare va fi asta, dar oricum o să o postăm noi, deci nu trebuie să o notați. These exercises, yeah? You're gonna have to make some sentences, just 6 of them, easy ones, okay? Actually 5, because the first one is already done. And for the next one, it's something fun. You just have to think of a close friend of yours, or it can be your brother, your sister, yeah? And tell us some facts about her or him in writing, yeah? In a written form. Deci să scrieți puțin. She lives in, he often does that, okay? It's easy. Easy and nice, okay? I'm gonna send this homework to you. Scriem și cerința? Nu. Nimica de cerință, nimica de nou. Just the text there. Yeah? Just the sentence, just what you want. Dar ce înseamnă e punct, g punct? Example. That's an example. Este prescurtarea englezească pentru exemplu. Okay. Exercise 5 and 6? Yes, 5 and 6 on the left. O să le fac oricum, trimitem noi pe mail, deci nicio problemă, ia? Sau postăm pe pagină. Bine, dragii noștri, deci vom posta tema pe pagina pe Andrea Berecart Academy și noi ne vedem la următoarea lecție, nu-i așa? Da. Cred că va fi miercuri dimineața pentru clasele a 5-a și a 6-a, la 11. La 11? La 11. Trebuie să ne uităm pe program. Parcă așa mi-amintesc. Da, nu, la 11 și nu cred că poți să ok. Am înțeles. Dacă nu știu data viitoare, atunci ne vedem data cealaltă. Ok. A înțeles toată lumea ce am făcut astăzi? Da. Perfect, dragilor. O să vă trimitem pe e-mail ce am spus mai devreme, da? Te rog să închizi live-ul, Andrei.